The next, okay. Then study of the pressures of digital era on the financial and accounting services. This? Yes? Okay. So Miss Rosia Beatrice. Rosia, sorry for the misspelling. So please come here and first to see if you have the presentation ready and then, okay. So we have a team. Avem o echipă aici, da? Okay. Suntem nerăbdători să vă ascultăm. Poftiți! Mai ales că vin din Galația, am înțeles? Da. Da? Haideți să-i întâmpinăm cu niște aplauze, să le mulțumim că au venit până aici, da? Și vă ascultăm. Bună ziua! Suntem aici de la Galați, cum v-a spus și doamna de dinaintea noastră. În această zi vă vom prezenta studiul privind presiunile redigitale asupra dezvoltării de serviciilor financiar-cotabile. Eu mă numesc Matei Rosia Beatriz. Mă numesc Andrada Roxana. Și Vasile Alexandru Marian. Și ne bucurăm să fim astăzi în fața dumneavoastră. Vom vorbi despre abstract, introducere, istoria contabilității, impactul digitalizării contabilității, studiul nostru de caz și concluzia. Civilizația umană a fost și este în strânsă legătură cu evoluția tehnologică. Digitalizarea nu mai este doar un concept, ci a devenit o realitate. Această realitate este susținută de oportunitățile semnificative ce au accelerat ritmul de îmbunătățire a abilităților și a cunoștințelor digitale. În introducere, avem motivația alegerii acestei teme. Se datorează evoluției tehnologice din societate, implicit cele din cadrul profesiei contabile și viitoarele urmări, pozitive sau negative. Noile tehnologii schimbă atât viața personală a individului, cât și cea profesională. Prin lucrarea de față ne propunem să analizăm evoluția profesiei contabile încă de la începuturile ei și până în momentul actual, pentru a putea analiza efectele pe care aceasta le are asupra domeniului. Profesia contabilă este frecvent percepută ca fiind predominant o activitate numerică, caracterizată prin gestiunea înregistrărilor patrimoniale ale unei entități, proces care presupune transferul datelor din documentele justificative în registrele adecvate. Această operațiune a devenit semnificativ mai eficientă cu ajutorul softurilor contabile avansate, dar cu toate acestea, în esența sa, contabilitatea transcede simpla evidența înregistrărilor. Un expert contabil nu doar că gestionează aceste înregistrări, dar și interpretează consecințele lor financiare, o capacitate analitică ce nu poate fi replicată de programele informatice. În era digitalizării, programele informatice au devenit instrumente de lucru indispensabile domeniului financiar-contabil. Astfel, atribuția contabilului se concentrează pe analiză, pe detectarea posibilor erori cauzate de programele informatice și devenirea unui consultant în ceea ce privește problemele economice. Iar o scurtă istorie a contabilității, așa cum Anatol France a subliniat atât de sublim în citatul său, să nu pierdem nimic din trecut, cu trecutul se clădește viitorul, rămâne în puterea noastră să ne îndreptăm cu pași siguri și corecți către un viitor cât mai bun și prosper. Contabilitatea a apărut din dorința oamenilor de a cunoaște volumul de muncă folosită, averea, rezultatele activităților, astfel că ea se divizează în mai multe etape de-a lungul secolelor. Luca Pacioli a scris Tratat de contabilitate în partidă dublă, unde a descris metodele de contabilitate întrebuințate de comercianții din Florența și Veneția,
demonstrând acestor comercianți că li se datorează existența sistemelor contabile. Cu alte cuvinte, Luca Pacioli a colecționat, a sistematizat și a explicat contabilitatea ce se folosea în timpul său în aceste orașe și centre comerciale. Pe teritoriul românesc, contabilitatea a luat amploare abia la jumătatea secolului al 19-lea, atunci când la Galați și București se înființează școli de contabilitate. În învățământul superior, contabilitatea a fost predată pentru prima dată de către profesorul Ion Ionescu de la Brad în 1870 prin lucrarea sa Lecțiuni elementare de agricultură, iar primul curs cu caracter contabil a fost predat în 1873. Contabilitatea a avut o diferență de aproape 3 decenii față de țările europene occidentale, deoarece relațiile de producție capitalistă au apărut cu întârziere în spațiul nostru. Impactul digitalizării contabilității. Evoluția tehnologiilor informațiale trebuie analizate prin prisma operațiunilor pe care le oferă profesionistului contabil și în același timp trebuie observat aportul tehnologiilor informaționale în eficientizarea muncii contabilului și a managerilor în luarea deciziilor. Practic, tehnologia informațională reduce timpul de muncă pentru colectarea datelor și totodată se reduc și unele costuri pentru întreprindere. Digitalizarea a devenit o resursă fundamentală și o bogăție a oricărei organizații, sau mai bine spus, a oricărui domeniu, dacă este utilizat corect. Cu siguranță, digitalizarea provoacă temeri și incertitudini, dar ne-am dat seama că este important să schimbăm ritmul și să ne mișcăm repede. Dar prea des acest lucru încurcă și duce la o atitudine de așteptare. Pentru a înțelege cum se vor comporta ceilalți, utilizarea inovațiilor în cadrul profesiei contabile vor crește eficiența operațională, eficiența de cost, controlul și calitatea informațiilor. Aceste inovații vor fundamenta deciziile luate de profesioniști, reducând erorile. În realizarea studiului de caz, împreună cu colegii mei, am ales un set de întrebări. Prin urmare, o să vă prezint prima oară partea demografică, unde dintr-un total de 118 răspunsuri am avut predominant genul feminin. Bineînțeles, acest lucru este evident deoarece în domeniul financiar contabil predomină genul feminin. Pentru grupa de vârstă am fost surprins să vedem că am avut un procent mult mai ridicat pentru persoanele între 40 și 50 de ani, respectiv 50+. Avem 31,4% pentru cei de 40-50 și 28% pentru cei de 50+, dar și pentru celelalte două grupe de vârstă. Pentru experiența profesională avem un procent de 54,20% pentru 15 ani plus peste 15 ani de experiență și niște procentaje mai micuțe pentru 1-5, 5-10 și 10-15. În momentul de față vom trece și la analiza efectelor digitalizării. Persoanele care ne-au răspuns consideră că instrumentele tehnologice sunt utile în profesia lor. Acest lucru este subliniat și de rezultatele pe care le-am obținut. 74,60% consideră că aceste instrumente sunt foarte utile. Mai apoi urmează un procent de 23,70%. Clar, o evoluție digitală vine și cu o adaptare constantă, iar adaptarea înseamnă evoluție, o evoluție chiar și personală și este nevoie de asta dacă dorim să devenim un bun profesionist în profesia noastră. Observăm că acordul total a fost de 59,30%, iar acordul de 37,30%. Clar, o evoluție digitală, aceste instrumente vin cu foarte multe oportunități, avantaje, iar unul dintre acestea este scurtarea timpului. Clar, timpul contează și asta se observă. Se observă că foarte multe persoane, datorită acestor lucruri, și-au putut scurta timpul. Rutinele, sarcinile de rutină au fost scurtate și le-au oferit mai mult timp.
68,60% sunt de acord, fiind urmat de 24,60%. Clar, scurtarea timpului poate veni și cu o mică parte negativă, deoarece uneori trebuie să, sau din păcate, primim chiar și sarcini care poate nu țineau inițial de competențele noastre. Acest lucru se observă, totuși răspunsurile au fost cât de cât diferite, poate, față de cele precedente. Observăm că anumite persoane s-au confruntat cu acest lucru, iar alții nu s-au confruntat, poate, chiar deloc. În momentul în care câștigăm timp, ar trebui să-l folosim într-un mod avantajos pentru noi, dar clar și pentru profesia în care lucrăm. Timpul câștigat poate fi folosit și prin dezvoltarea altor abilități sau perfecționarea lor. În acest caz, foarte multe persoane au profitat de acest timp, 50% chiar, urmat de 35,60%. În momentul în care te confrunți cu anumite sarcini care nu țineau de competența ta, nu ai ce face, trebuie să te adaptezi, să evoluezi și vei fi nevoit poate să îți lărgești sfera de competențe, dar acest lucru poate fi văzut și dintr-o perspectivă pozitivă, dintr-o altă lumină, deoarece partea contabilă face parte dintr-un întreg, din economie și clar anumite abilități nu vor fi niciodată mai prejos decât altele și poate chiar vor fi de ajutor în viitor. Iar acum legat de analiza psihologică. Pe partea psihologică, în primul rând putem observa că deși există modificări constante în domeniul financiar contabil, pe partea de tehnologizare, majoritatea persoanelor care activează în domeniu se simt siguri pe abilitățile lor și skillurile lor, răspunzând în dezacord sau dezacord total. În continuare, observăm că în continuare observăm că există un procent destul de ridicat de oameni care resimt un ușor nivel de stres și acest lucru duce la deși există un procent mare de oameni care resimt un ușor nivel de stres, acest procent nu ar trebui ignorat. Observăm că deși există o ușoară egalitate între numărul de răspunsuri, majoritatea oamenilor se simt ușor copleșiți de multitudinea de informații care tot apar în acest domeniu. Pe finalul studiului am ales încă două întrebări relevante pentru studiul nostru și anume dacă profesioniștii consideră că în viitor vor avea un ajutor mult mai mare din partea instrumentelor tehnologice. Bineînțeles, avem un acord și un acord total de 47,50%, respectiv 23,70%, iar ca final, dacă în opinia lor cheia succesului constă în îmbinarea celor două, atât perseverența la locul de muncă și cunoașterile practice, cât și instrumentele tehnologice de lucru potrivite. Sunt foarte puțini care au considerat că cele două separate pot avea un efect la fel de pozitiv ca și îmbinarea celor două. Nu mai este o noutate faptul că lumea este într-o continuă evoluție. Asta am observat chiar înainte, în studiul pe care l-am făcut. Iar una dintre aceste mari schimbări ale ei este tehnologia. Cum se poate observa, cred, chiar și aici folosim tehnologia. O mare parte
Avem întrebări cumva? Da, vă rog. Mulțumim foarte mult pentru observații. Vă felicit pentru că mai ales ați venit așa cu o echipă și nu e ușor să lucrezi totdeauna în echipă și v-ați, felul cum v-ați succedat acolo și ați preluat unul de la altul foarte frumos. Și vă mulțumim că ați făcut efortul ăsta să veniți la Baia Mare. Sper că v-a făcut o impresie plăcută Baia Mare și că vă așteptăm și la anul, de ce nu, cu alți colegi și ne bucurăm foarte mult că sunteți printre noi.